Dragnea așadar a câștigat la Curtea de Apel în fața Înaltei Curți de Casație în procesul deschis privind compunerea noului complet de 5 judecători. Procesul, înțeleg, a fost câștigat la Curtea de Apel București. Berta Popescu ne aduce informații. Bună ziua, Berta! O victorie uriașă pentru Liviu Dragnea în această zi. Practic, judecătorii de la Curtea de Apel au decis să anuleze hotărârea în alte curți prin care au fost trași la sorți judecătorii pentru completurile de 5. Acum, în noiembrie, ne aducem aminte, Cristina Tarcea a făcut acea tragere la sorți și s-au constituit alte două completuri de judecată. Iată că cei de la Curtea de Apel susțin că trebuie să fie suspendată executarea acestei hotărâri, întrucât acea decizie a CCR-ului prin care fusese constatat conflictul între Înalta Curte și Parlament, trebuia să fie publicată întâi în Monitorul Oficial și apoi să fie trași la sorți judecătorii. Au dat această decizie cei de la Curtea de Apel și mai mult decât atât, au și sesizat Curtea Constituțională a României din nou pentru a fi interpretat un articol din lege, și anume articolul 32 din legea 304, cu privire la mențiunea aceea că toate completurile de 5 trebuie să fie făcute la începutul anului și practic cei de la CCR trebuie să spună acum: în cazul în care apare în timpul anului o modificare legislativă, dacă acea modificare trebuie să fie aplicată imediat sau trebuie să fie din nou așteptat începutul anului pentru a se face din nou tragerea la sort. Este foarte important că în acest moment, pentru că a fost suspendată executarea acelei hotărâri prin care s-au ales judecători în completurile de 5, practic dosarele de la Înalta Curte în acest moment sunt și ele suspendate, întrucât trebuie să vedem exact ce va rămâne în acest proces definitiv și ce va spune, evident, și Curtea de Apel și Curtea Constituțională. Aș vrea să te întreb, Berta, ce se întâmplă acum cu procesul lui Liviu Dragnea de la Înalta Curte de Casație și Justiție, luând în considerare că, într-adevăr, președintele Curții Supreme a tras la sorți componența completului care urma să intre în sala de judecată cu dosarul lui Liviu Dragnea? Păi, din moment ce judecătorii de la Curtea de Apel au decis să fie suspendată, practic, acea tragere la sorți, hotărârea prin care s-au decis noi judecători de la Înalta Curte în ambele completuri de 5, nu doar în completul lui Liviu Dragnea, practic, dosarele de la Înalta Curte trebuie să fie suspendate și probabil vor fi continuate după ce va rămâne o decizie definitivă și după ce Curtea Constituțională va răspunde Curții de Apel București în această sesizare pe care au făcut-o astăzi. Această decizie are aplicabilitate de suspendare în cazul domnului Liviu Dragnea sau în cazul tuturor dosarelor în care respectivul complet care a fost constituit nelegal, zice Curtea de Apel, ar trebui să se judece? Bun, este vorba despre o decizie pe care a făcut-o, o cerere pe care a făcut-o Liviu Dragnea prin avocații săi la Curtea de Apel, însă din moment ce magistrații de acolo au decis să suspende executarea hotărârii, este clar că este vorba și despre toate celelalte dosare care se judecă la completul de judecată constituit în acest fel, pentru că practic au fost trași la sort înainte ca acea hotărâre a CCR-ului să fie publicată în Monitorul Oficial și din moment ce este suspendată executarea hotărârii, practic toate dosarele sunt în aceeași situație. Adică putem să spunem că toate dosarele aflate în fază de apel sunt în acest moment blocate. Bun, da, aceasta exact este informația, doamnelor și domnilor, momentului, și anume că toate dosarele aflate la completurile de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt puse pe hold, nu se judecă nimic până nu va veni o decizie foarte clară. Bine, probabil, Ana, cei de la Înalta Curte vor face și recurs la această decizie. Au 5 zile care să declare recursul și trebuie, evident, să așteptăm. Și recursul merge tot la Înalta Curte, la colegii doamnei Tarcea, la subalternii da, doamnei Tarcea. Exact. Da, e interesant. E ciudat cum doamna Tarcea ajunge să, adică Înalta Curte ajunge să dea decizii cu privire la doamna Tarcea. În contencios administrativ. Unde doamna Tarcea judecător de contencios. Da.